Arena eroii Timișoare a ajuns la un stadiu de aproximativ 10%. Stadionul va avea peste 10.000 de locuri în tribune, gazon natural și dotări ultramoderne. E primul stadion construit în Timișoara după 60 de ani, o investiție necesară pentru ca Timișoara să nu mai fie absentă de la competiții sportive naționale și internaționale, pentru ca juniorii să aibă toate condițiile necesare pentru performanță, pentru ca suporterii și spectatorii să țină pumnii strânși pentru victorii în tribune sau să aplaude la concerte, spune viceprimarul Timișoarei Ruben Lațcău. De categoria 4, UEFA, Arena Eroii Timișoarei a intrat în șantier la începutul lunii martie cu un termen de execuție de 27 de luni. Finanțarea de 115 milioane de lei e de la bugetul local. În jur va fi un parc cu locuri de joacă pentru copii, dar și o parcare de peste 430 de locuri.